Națională de Basket. Toată țara în picioare. Astăzi și duminică. În direct, doar pe Digi Sport. Din nou legătură directă cu sala sporturilor din Călăraș pentru repriza a doua partidei dintre Dunărea Călăraș și Politehnica Timișoara. La pauză, bănățenii conduc cu 3 goluri, 14-11. O primă repriză frumoasă, echilibrată, în care hambariștii lui Pero Milosevic, l-ați văzut în imagine pe Muntenegranul care pregătește Politehnica. Echipă care și-a impus ritmul în ultimele 10 minute, s-a distanțat la 2 goluri și apoi pe final la 3. Dunărea a jucat bine în primele 15 minute, dar a depins mult de realizarea lui Alin Șania, care a marcat 6 goluri în prima repriză. Să vedem schemele pe care le vor încerca călărășenii. L-ați văzut pe Aihan Omer și a chemat la margine pe câțiva dintre jucătorii de la 9 metri. Acolo Nicolae și Alin Șania. După partidă avem săptămâna de handbal, vă spuneam, cu fostul selecționer Vasile Stângă. Și imediat după, la 14:15, mergem la Târgu Jiu pentru întâlnirea dintre Energia și Steaua. La ora 17 avem un meci din Cupa IHF între Dinamo și formația Elena Diomidis. Mâine la ora 12 avem CSM București, Bregenz din Austria, tot în turul 2 din Cupa IHF. Și la ora 15, manșa a doua, returul dintre Dinamo și Diomidis. Iar după amiaza, la 17:15, avem meciul 4 pentru Minaur în Verug Champions League, în deplasarea din Norvegia cu Elverum. Timișoara are primul atac poziționat, Fenici în centru, Grigoraș inter dreapta, Cicovani stânga, lângă El Timofte în extremă, Ștefan pivot, iar în extrema dreaptă Lasița. Grigoraș aruncă frumos, dar numai în transversală pentru el. Mingea recuperată de Iulian Andrei, acum Șania, Mogoroschi. Grigoraș este luat, Grigoraș a făcut pasul în față și l-a luat omul la om pe Șania. Bine Mitra din extremă, Ignat cu Mogoroschi. Pasă înaltă pentru Gavri Loaia, dar a fost faultat jucătorul Dunării. Ignat. Începe schema Călărașului cu mișcarea jucătorilor pe mai multe flancuri. Scoate din nou Daskalovski, încercarea lui Mogoroschi, fără gol în aceste 2 minute din repriza secundă, prima parte a acestei runde. O echipă bine așezată, o echipă echilibrată, Poli Timișoara, care a greșit mai puțin, clar, decât
Călărășeni și o pasă genială a lui Timofte pentru pivot. A fructificat repede Ștefan, a intrat Păiuș în locul său pe apărare. Deci a aruncat foarte repede la poartă Mitrea, dar Daskalovski a fost pe fază. Dunărea fără gol după 3 minute și Poli s-a distanțat. Păiuș și alături de Fenici sunt chiar din Timișoara. I-au învățat handbalul la liceu cu profil sportiv Banatul. Fenici pasă din nou cu pământul pentru Ștefan. A apărat Iulian Andrei. Șansă pentru Călăraș să se mai apropie de adversar. Mogorovski pasă la al doilea pivot care venise din extremă. Da? Era chiar Gurkovski în circulație. 7 metri pentru gazde. A intrat Gavriloaia printre braț și picior la portar. Șansă pentru Gavriloaia, ghinion să spunem pentru Daskalovski, care a fost cât de cât pe fază. Primul gol pentru Dunărea în această repriză, de la 7 metri. 12-15 este scorul între cele două echipe. Grigoraș, Fenici, Lasița vrea să dea depășire în fața lui Mitra, a fost faultat 9 metri. Superbă acțiunea lui Cristi Fenici. Da, spuneam, în mare formă Cristi Fenici, care este acum intermediar stânga, pe apărare. A jucat toate minutele până acum. Fenici, la fel și Cicovani. Gol frumos până la urmă înscris de ucraineanul Kumogorovski. Daskalovski puțin păcălit, nu s-a înțeles cu colegii săi din apărare. 13-16, minutul 35. Fenici accelerează, este luat în brațe acolo Ștefan, arbitrul Sasei arată să nu mai forțeze eliminarea la adversar, moment mai hazliu în această partidă. Grigoraș pătrunde frumos și până la urmă mingea intră în poartă. Ar fi scos 7 metri, cred, oricum, cu apărarea în semicerc Grigoraș, care a căpătat mult încredere, iată, în potențialul său și riscă mai mult și cu folos pentru echipă. 13-17, Călăraș Timișoara, minutul 36. Da, și-a făcut culoar cu Mogorovski și extraordinară parada lui Daskalovski din cădere. N-are un lot foarte numeros Timișoara aici, îndepasat de la Călăraș. Mai 13 jucători, dar sunt conectați toți la importanța partidei. Schimb de locuri între Fenici și Cicovani. Grigoraș îl așteaptă pe Lasița, care a patinat puțin la depășire.
Mai aruncă o dată finish, de această dată a fost ghicit de Iulian Andrei. Păiuș vrea să își blocheze adversarul ca să se replieze colegii. Foul pentru Dunărea. Ignaț Șania cu Modorovski la 9 metri pentru gazde. Apărare 3-2-1. Iată pentru Poli. Fenici a faultat pe Ignat, 9 metri pentru gazde. A încercat aruncare pe scădere de nivel cu Modorovski, a fost blocat 3-3 și Fenici normal fără de greșeală. 18-13 pentru Poli Timișoara, cea mai mare diferență de scoriată, 5 goluri pentru Bănățeni și cred că este timeout-ul luat de Aheanu Merda. Au mai fost momente dificile pentru Dunărea, care era și în partidă de pe teren propriu, dar de fiecare dată gazdele și-au revenit cel puțin în repriza secundă. Se iată în aceste momente tot Poli Timișoara este echipa care își impune tactica. 5 goluri pentru timișoreni în fața călăreșenilor. Ambele echipe au ca obiectiv calificarea în play-off, adică să fie după sezonul regulat în primele 8. Bătălia va fi extrem de dură pentru ocuparea acestor locuri. Momentan sunt 4 echipe, CSM București, Odorhei, Steaua și Dinamo, care par, spunem, rupte de restul formațiilor și ar avea asigurată locul de play-off. Însă din spate vin, iată, Reșița, Timișoara, Călăraș, Minaur, Turda și chiar Vaslui și Ploiești și Târgu Jiu are pretenții la prinderea play-off-ului. Suntem abia partea a doua a turului. Mai sunt multe etape de jucat, suntem abia în etapa a noua. Modorovski scapă mingea, dar a fost faultat de gruzinul Cicovani. A aruncat tare frumos, dar numai în bară Alin Șania. Da, dacă l-ar ajuta puțin și cu Modorovski să mai înscrie și el o dată de două ori, ca să-i mai păcălească puțin pe Bănățeni. Alin Șania s-ar mai relaxa, dar astfel, iată, presiunea rămâne numai în interul stâng al Dunării. Carali și Șania în centrul defensivei pentru Dunărea, cu Modorovski și Gurkovski intermediari. Grigoraș. Voltat Gurkovski, 9 metri pentru Politehnica. Halcă joacă acum centru, Cristi Fenici în inter stânga, acum Fenici la minge, pasă pentru pivot, luat în brațe iarăși de Mogorovski. Iarăși acea fentă de la 9 metri cu plecarea spre extremă, Fenici. Pasă la pivot, Ștefan, halcă, apără extraordinar Iulian Andrei. A fost un moment important în această partidă, însă colegii săi trebuie să fructifice.
dar n-au cum pentru că au greșit pasa la pivot. Daskalovski vrea și el mingea, i-a cerut-o lui Demis Grigoraș. Acesta a mers mai departe cu colegii săi pe atac. Da. Această repriză, scorul ar fi pe intermediar, 4-2 pentru Poli Timișoara. Răspunem, arată un handball frumos, nu mai bun decât ce am văzut în sezonul trecut. Adevărat, au fost multe ghinioane atunci la echipă cu mulți jucători accidentați în început de sezon. Gol frumos înscris de Cicovani, 6 goluri pentru Poli Timișoara. Timeout, ultimul pentru Aihan Omer. Minutul 42, pentru că dacă e prea târziu, poți să le iei degeaba. Mai este timp normal pentru orice rezultat în această întâlnire, însă Călărașul nu dă semne că poate să întoarcă soarta acestei partide. Multă încredere au în ei handbaliștii timișoreni după rezultatele pozitive pe care le-au obținut sau după partidele bune făcute, chiar dacă scorul pe final n-a fost de partea lor. Aproape de o victorie în deplasare, iată Poli Timișoara la Călăraș. A schimbat acum Aihan Omer, dus pe Nicolae în inter stânga și pe Iuș Babenco centru, Zacaciori în dreapta. A schimbat toată linia de 9 metri, ca la hockey. A schimbat o linie întreagă Aihan Omer. Mitra, Zacaciori pasă pe la spate pentru Gavriloaia, a recuperat Tim Mofte. Fenici pentru Grigoraș, schimb de loc între cei doi. Se duce Fenici al doilea pivot. Faultat Grigoraș de către Iuș Babenco. Se resimte jucătorul Politehnicii. Călărașul etapa viitoare joacă la Ploi și apoi pe teren propriu cu Minaur Baia Mare, în timp ce Poli Timișoara evoluează etapa viitoare acasă cu Târgu Jiu și apoi în deplasare la Reșița. Ați văzut o mână în piept cu Grigoraș, aproape de gât. Știți bine, sunt contacte foarte tari, foarte dure în handbal, și în cel masculin și în cel feminin. Grigoraș pentru Fenici, apărare mai avansată, iată pentru Dunărea. Faultat din nou Fenici, spuneam numărul 1 pentru Poli Timișoara în această partidă. Cicovani extraordinar mimează aruncarea din prima, apoi aruncă pe traiectorie descendentă. 20-13 pentru Poli Timișoara. Nu ne miră jocul bun făcut de Poli Timișoara, ci faptul că Dunărea Călărași nu găsește
reacția, nu are reacție la ce evoluează oaspeții. Am fi așteptat la o evoluție mai echilibrată în această partidă. În sfârșit, suporterii, iată, călărășenii și încurajează favoriții. Poltan Mitra, 9 metri, Zakaciuri. Cu pământul înscrie, chiar dacă Daskalovski s-a dus, a văzut pe balon. Cred că mingea a sărit chiar în față, peste picior. 14-20. Da, călăraș Timișoara și dezamăgirea lui Daskalovski. Spunea o piesă importantă pentru defensiva Timișoarei. Iarăși apărare 4-2 pentru Călăraș. Grigoraș, depășire și aruncă pe lângă, dar a fost faultat la pătrundere. S-a lăsat avantaj, n-a fost gol și se întoarce faza la 7 metri. Se șterge suprafața de joc. Ați văzut joi debutul naționalei feminine a României în preliminarea campionatului european 2016. 28-20 România a învins Lituania. Gol înscris de Timofte de la 7 metri. România joacă mâine în Belarus meciul 2 din grupă. Apoi următoarele partide, două cu Norvegia și returile cu Lituania și Belarus, vor fi anul viitor. Jbabenko s-a înțeles acolo cu extrema care plecase la încucișare. 7 goluri pentru Poli Timișoara la jumătatea reprizei secunde. Iată, și-au făcut bunățenii meciul foarte ușor în această deplasare de la Călăraș. Ați mai văzut-o pe Poli în acel meci cu Steaua, în începutul sezonului. Deci atunci Poli n-a arătat rău. Grigoraș a fost blocat de Iulian Andrei, a recuperat Lasița. Însă Timișoara n-a uitat să-l folosească la un moment dat pe Mihai Timofte, care a primit cartonaș roșu după ce a lovit mingea în față, a venit în frunte pe portarul Stelei la 7 metri. Foarte bine averzinea de 9 metri a Timișoarei, dirijată de Fenici. Acum Ștefan a putut să prindă mingea la pivot. Faza a doua și înscrie Gurkovski după pasa venită de la Mitra. 15-21. Călăraș Timișoara. Atent, iată, Gurkovski să nu calce semicercul. Călărașul nu mai are, cum se spune, ce să piardă în această întâlnire. Nu contează la ce diferență pierzi un meci. Tot nu acumulezi niciun punct și va risca mai mult Dunărea în această parte a doua a reprizei. Grigoraș lovit acum de Gurkovski, dar involuntar. Și a cerut scuze ucraineanul, l-a înțeles Demis Grigoraș. A avut ceva de muncă și staful medical al bănățenilor. Ați avut o întrebare, da? Încerca să-l tamponeze spre piept Gurkovski. L-a atins și spre barbă pe Grigoraș.
spuneam, Poli Timișoara este finanțată de Consiliul Județean, Consiliul Local, de Universitatea Politehnică și de câteva societăți private din municipiul Timișoara. Gol frumos înscris, iată, de Lasița, pe extrema dreaptă pentru Poli. Prudență financiară a caracterizat reactivarea bugetului pentru Politehnică, spunea președintele Ioan Silviu Dobășii, deoarece sezonul trecut Poli a avut un buget mai mare, dar n-a reușit să intre în play-off. A aruncat de pe picioare Zacaciurin, a apărat Daskalovski, atent Gurkovski, a fructificat. Au fost promovați 6 juniori de la LPS Banatul și de la Centrul de Excelență. În total sunt 9 timișoreni în lotul Politehnicii. Au plecat Stănescu, Irimescu, Ciobotariu, Irimiaș, Ursu și Rusul Caftin, dacă vă mai aduceți aminte de el. Mai semnaseră Nicoli și Antonaru, dar până la urmă n-au mai rămas la Politehnica. Aceasta este povestea începutul de sezon pentru echipa Timișoarei, care este o surpriză plăcută în acest tur de campionat. Extraordinară reușita lui Cristi Fenici, vă spuneam, un mare verbă de joc, de departe piesa numărul 1 pentru Politehnica. Un meci perfect făcut de coordonatorul bănățenilor. Zacaciurin pentru Nicolae, Paul Taflori, Nicolae, 9 metri, Carali, Ignat. Extraordinar ce greșeală lui Zacaciurin, parcă l-a ars mingea. Importantă și sosirea lui Pero Milošević la echipa Politehnicii Muntenegrinul de 53 de ani, care a mai antrenat echipa feminină în Budușnost. Pe Lovcen. Da, câștigat și un event pentru Muntenegru. Naționala de tineret a Iugoslaviei, Muntenegru, care s-a calificat la campionatul european din 2008. A mai arbitrat și în țările arabe, dar și în Spania. El are un contract pe 2 ani după ce a venit la sfârșitul sezonului trecut. O construcție, se spune, sănătoasă pentru Poli Timișoara. Pasă frumoasă lui Felici pentru Timofte și acesta și el fără de greșeală în partid. A avut o bară parcă în prima repriză la colțul scurt. În rest a înscris tot timpul lui Zacaciurin eliminat. 8 goluri pentru Poli Timișoara, 16-24, mai sunt 10 minute și jumătate. Da, gol frumos pentru Ignat. Da, Daskalovski spune cu Iosei că a văzut mult prea târziu mingea. Timișoara ar mai avea nevoie de 2 goluri pentru a fi sigură că nu pierde partida de la Călăraș. Timpul apoi va deveni aliat. Omul plus pentru Poli, încă 50 de secunde. Da, Cicovani pentru Lasița, ce încheietură are și acest muntenegrean, care a dat o boltă liftată peste portar la o fază clasică, la superioritate. Superb a înscris Lasița, a treia reușită pentru el în partidă.
17-25, se păstrează diferența de 8 goluri pentru Poli în deplasarea de la Dunărea Călăraș. După partidă avem săptămâna de handbal cu Vasile Stângă și la 14-15 Energia Târgu Jiu întâlnește pe Steaua. Gavriloaia, frumoasă acțiunea Dunării. N-a mai fost atacat de adversarul său direct, Timofte acolo, care era prin semicer. A ieșit Halcă și a intrat Ștefan pentru atac. Cicovani blocat, mingea ajunge la Lasița. Timișoreni, iată, nu joacă la trecerea timpului să prângească atac despre prepasiv la această diferență de scor. Continuare joacă spectaculos și vor să înscrie cât mai mult. Momentul în care a fost tamponat Fenici de către Ignat. Clar, Poli Timișoara este dependentă de jocul lui Cristi Felici. Dar a făcut, spunem, o partidă de neuitat astăzi la Dunărea Călăraș. El a fost ajutat însă și de Cicovani și de Grigoraș la 9 metri, care au jucat ok. Pe partea cealaltă, la Dunărea Călăraș, numai Alin Șania a fost un om periculos pe atac la 9 metri. Ceilalți nu l-au ajutat și din acest motiv Dunărea n-a mai putut să pună în pericol poarta lui Daskalovski la atacul pozițional. Extraordinar golul lui Demis Grigoraș. Șania blocat de către Fenici. Parada lui Daskalovski în fața lui Gavriloaia. Cât de sigur a fost pe el macedoneanul Timișoarei, care se felicită de la margine cu Păiuș. Avem portar foarte bun în handbalul românesc. Fiecare portar titular de la echipele din Liga 1 au procentaje foarte bune, intervenții spectaculoase. Mai greșesc și bănățenii la această diferență și minutul 53. Ignat pătrunde și fructifică. Este cu eliminare că de la această fază. Extraordinar cartonaj roșu dau arbitrii. Da, Cicovani s-a dus cu cotul în adversar. S-a văzut pe acea reluare. Nu foarte clar, dar dacă Cicovani nu protestează, s-a împăcat cu această decizie. Acum vom vedea din acest unghi. Da, ați văzut cotul spre fața adversarului. Irakli Cicovani, un handbalist valoros titular în naționala Georgiei, coleg cu Vladimir Rusia. De mai multe sezoane handbalul românesc Cicovani. Fenici a aruncat, dar a fost blocată încercarea sa de către Iuș Babenco, corner. 7 minute, 7 goluri pentru Poli Timișoara, în inferioritate bănățenii pentru încă 90 de secunde. Cicovani nu va mai evolua în această partidă. Soluție în inter stânga este Păiuș pentru Poli Timișoara. Eliminat și mari signat. Iese și fratele său, Sabin Ignat. Sabin Ignat, arată colegii noștri în car că a fost eliminat. În fine, unul dintre frații Ignat a fost eliminat, celălalt la schimbare. Timp de odihnă cerut de Pero Miloșević.
Da, Sabin Ignat a fost cel eliminat. Dar din pintă, zice corectă, Sabin Ignat nemulțumit parcă a fost văzut de arbitrul acestui său. Dan Dumitru în spatele oficialilor, vicepreședinte de la Poli Timișoara, care va fi la microfonul DigiSport după această partidă la săptămâna de handbal. Fenici pasă pentru Ștefan, 9 metri pentru Poli, 6 metri jumătate. Grigoraj, depășire, aruncă din cădere cu efect, nu i s-a mai dat nimic la această fază. Mogorovski pătrunde și cât pe aici Daskalovski să blocheze această minge. Chiar a avut ghinion macedonanul Politehnicii. 20-26, Călăraș Timișoara, minutul 54. Se joacă momentan 6 contra 6. În 30 de secunde va fi superioritate pentru Poli. Lasița, aruncă Lasița pe colțul scurt și înscrie un gol extrem de important pentru echipa sa. 27-20 pentru Poli. Șania, incredibil ce frumos și-a făcut Alin această pătrundere, dar n-a reușit să arunce pe poartă. A fost dat la colțul scurt, deja s-a dus în aut. Îi se mai întâmplă și lui, încurajat de la margine de Aihan Omer. A zis și pe Santeiu la banca Politehnicii, nu a jucat deloc pivotul Mișoarei. Halcă și acum în centru, Grigoraș dreapta, Fenici stânga. Aceasta este soluția la 9 metri pentru Poli și gol înscris de Iulian Halcă. Mingea a sărit din brațele lui Iulian Andrei și s-a dus în poartă. Aproape de victorie Timișoara în deplasarea de la Călăraș. Da, gazdele nu mai găsesc spațiul porții și Timișoara, dacă va înscrie și acum, clar, nu are cum să mai pierdă victoria. Un meci consistent, un meci foarte bun făcut de Poli Timișoara, care s-a distanțat încă din minutul 20 de adversară. Fenici pentru Halcă, Timofte. Greșeală pe atac, contraatac, a ieșit Daskalovski, a atins această minge, executa repede cornerul Gavriloaia, dar el a fost ultimul care a trimis mingea în aut. Nu s-a pus reușita lui Gavriloaia din corner. 28-20, Poli Timișoara conduce la Călăraș pe Dunărea, mai sunt 3 minute și jumătate. Halcă. Cristi Fenici, pasă frumoasă pentru pivot, Ștefan n-a putut să prindă, era dezechilibrat după duelul cu Ișbabenco. Șan ia greșită pasa pentru Ignat, recuperează Ștefan și este victorie pentru Poli Timișoara. 8 goluri, mai sunt 3 minute. Meci extraordinar făcut, spuneam, de Bănățeni, care dar au pregătit foarte bine această partidă, dar le-a ieșit aproape totul. Au fost foarte disciplinați. În zi foarte bună, linia de 9 metri în frunte, spuneam, cu Cristi Fenici, care s-a și apărat extraordinar. Și Timișoara va face acum 18 puncte clasament, la 6-a victorie, are și 3 înfrângeri,
blocat Cristi Fenici de către Uișba Benco, da? Fenici aștepta să vină Lasița la încrucișare din extremă spre pivot. Iată schema Timișoarei, vă spuneam, de la 9 metri joacă mai rar cu Interul. Dau drumul la minge spre extremă. Fenici. Și Tim Dodine cerut de Pero Miloșević, un dialog acolo între cei doi coordonatori, Sabin Ignat și Cristi Fenici. O înfrângere pe teren propriu acum pentru Dunărea Călăraș. Etapa viitoare, siguranță, Dunărea se duce la Ploiești să-și recupereze din acest deficit. A încercat o aruncare inteligentă acolo, Fenici din extremă cu efect peste portar, dar n-a reușit să fructifice. Și Ania are culoare și fructifică. 21-28, Călăraș Timișoara. Timișoara acumulează acum 18 puncte cu această victorie și sare în clasament peste Reșița și Dinamo. Urcă pe 4 poli Timișoara, însă Dinamo are un meci mai puțin, ea va juca joi la ora 18 cu Odorhei, în timp ce Reșița are deja 9 partide și ea a pierdut cu CSM București, dar sigur Timișoara va rămâne pe locul 5 după această etapă. Se resimte Urkovski. S-a lovit de conaționalul său, Iujba Benko. Vă reamintesc, după această partidă avem săptămâna de handbal cu Vasile Stângă și apoi la 14:15 Energia Târgu Jiu Steaua, o altă partidă interesantă din etapa cu numărul 9. Halcă Fenici, Timofte, normal acum Poli joacă la trecerea timpului. Lasița a intrat în circulație, Grigoraș pentru pivotul lor, Peiovici a fructificat muntenegranul. 22-29, Șania mai aruncă o dată în gol. 23-29, să vedem dacă Timișoara va înscrie 30 de goluri în această partidă. Masa oficialilor s-a arătat că era un om în plus, cred, pentru Poli Timișoara pe teren. Da. Schimbare greșită, s-au grăbit bănățenii. Pierd oportunitatea, să spunem, într-un nou pozițional. Santeiu eliminat. Ilici n-a evoluat în această partidă, iată un paradox. Andrei Santeiu nu a jucat deloc în meci, dar a primit o eliminare. A călcat și el în teren. Iujba Benko
Ignat se duce al doilea pivot. Șania pasă frumoasă la Ignat, gol pentru Dunărea. 24-29. Frumoasă pasă a lui Șania pentru Ignat. Și apărare avansată pentru Călăraș la 1 plus. Se termină partida. 24-29. Scor final între Dunărea Craiova și Poli Timișoara. Spuneam, Poli urcă cel puțin pe locul 5 după această etapă, are 18 puncte. De partea cealaltă, Dunărea Craiova cu 12 puncte este pe locul 7. Sunt Costi Prunov, vă mulțumesc că ați urmărit această partidă. Rămâneți pe canalele DigiSport. Mai avem handbal astăzi, vă spuneam. Târgu Jiu, Steaua și Dinamo Diomidis. La revedere! Seriale la rezoluție mică, pe site-uri ilegale, traduceri greșite și...